Ne-a venit calendarul advent de la Sinsei, vreau să-l desfacem și să ne organizăm puțin și apoi mergem să pregătim surpriza pentru Mira. Nu mai are răbdare de când ne-am trezit. E, mami, pleci acum? Mami, te duci acum? Mami, dar de ce n-ai plecat? Mami, mai e mult? Pleci? Pleci? Așa ai fost toată dimineața. Și acum plecăm. Zic plecăm pentru că voi veniți cu mine și mă ajutați să aleg piesele perfecte pentru calendarul advent al Dar Mirei. jucării. Doar jucării, deci asta e ce își dorește Mira. Dar hai să măsurăm un pic cam cât este o poșetuță, cum zice Mira. Ce drăguț e! Și o să vină foarte drăguț acolo de perete. Opa, asta e că am scos, nu trebuie să scot de aici. Nu, 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 că fac prostii. E ca de obicei. Avem 24 de poșetuțe. Și o poșetuță pare a fi cam cât pumnul meu. Dar ideea e că aici avem un elastic care e destul de puternic. Ok, gata. Uai! Doamne, cât e de drăguț! Îmi place mult! Tu ești o jucărie, tu ești ziua 14. Și materialul e grosuț. Mira și l-a ales singură. Așa ne-a și venit ideea că stăteam pe site-ul celor de la Sinsay și l-am găsit acolo și apoi Mira a zis, mami, îmi pregătești un calendar advent surpriză. Și zic, uite, o idee bună, da, îți pregătesc un calendar surpriză. Hai că mă schimb. 24. Ai găsit 24? Mă schimb și mergem, ca să nu mai pierdem timpul. Da, poți să-l ții. Sunt un calendar advent. Sunt un calendar advent. Sunt un calendar advent. Sunt un Mira, calendar. calendarul advent. Știți ce n-am făcut? Nu ne-am uitat ce ne-a picat aici. Nici la 1 și nici la 2. Hai să vedem. Eu Hai de să fapt. vedem 1. Oră. Ce ne pică acolo, oare? Este o... Nu, este o mască. O mască mus. Și cutia rămâne la mine. Cutia rămâne la tine și ea găsește 2. Hai, să-l pun aici. 2, l-am găsit aici. Dar de ce E nu? aceeași Mai mărime. atins. Acum nu mai pot să-l iau. Și eu. Oare e o cremă pentru mâini? Mie îmi plac la nebunie cremele pentru mâini de la... Creme pentru mâini. E? Deci am ghicit la fix. O cremă pentru mâini. Fix ce-mi doream aia a picat. Și asta e ținuta mea de astăzi și în picioare o să-mi iau ag. Taiga a zis că arăt ca un om de zăpadă albastru. Sper să nu fie frig, dar e bine că nu plec prea departe. Așa că ne descurcăm. Și blugii sunt de la Musi. Mi-au picat într-o pungă norocoasă în urmă cu 2 ani. Îmi plac mult, sunt așa clasici. Pa, iubita! Ne vedem! Pa, pa! Pa, te iubesc! Ne vedem mai încolo! Pa! Și acum, pentru calendarul Mirei, avem mai multe opțiuni. Fie îl facem pe o temă aleasă, de exemplu, pornim de la o păpușică și în fiecare zi punem un accesoriu pentru acea păpușă, fie facem ceva de crafty time și în fiecare zi punem un produs care să aibă de-a face cu lucrul manual, că știți că ea e înnebunită după crafty time, do it yourself și așa mai departe. Fie facem ceva random, ceva la întâmplare, cu un pic din toate și cred că o să merg pe cea de-a treia variantă, pentru că e o variantă mai ușoară, mai ales că suntem pe ultima sută de metri. Vreau să pun și jucării, vreau să pun și de crafty time, vreau să pun și obiecte care să aibă cumva legătură cu Crăciunul și să ajungem să avem la final un calendar magic. Ideea e că nu vreau să mă duc la mall, vreau să rămân pe aici prin zonă și să merg la magazinele din cartier. Am un Sinsay, am un Pepco, am și un Meli Melo. Eu zic că avem de unde alege și evit să merg la mall pentru că astăzi e zi liberă și sunt sigură că e nebunie mare. Snow is falling down. I've been longing for this Christmas. When everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness.
Am trecut de Meli Melo, dar la Meli Melo ne oprim la final pentru completare. Începem cu Pepco, acolo avem cele mai mari șanse să găsim pentru toate zilele. Și apoi continuăm cu Sinsei, Deme și Meli Melo. Și încă un lucru, cu ocazia asta poate mi-au și eu o cană drăguță de Crăciun, că nu am, sunt toate la Văleni. Și am ajuns la Pepco și aici e aglomerat și agitat, dar văd mult roșu. Mi-a fost dor de Pepco, poate mi-au și eu ceva drăguț de Crăciun. Nu mă pot abține. Hai să începem cu jucăriile. Îmi place această Barbie. Trebuie să-mi iau și un coș sau așa cu cățeluși. Cana de aici cu auriu îmi place mult și avem și farfurioară, tot așa aurie. E un pic cam mare, vreau o cănuță mai mică. Faza e că am văzut pe TikTok o cană super drăguță cu un elf, dar nu cred că o mai găsesc, că e foarte populară acea cană și mai mult ca sigur e sold out. Jucăriile de ei sunt cam mari, nu merg pentru calendar advent. Cât de simpatic e bebelușul ăsta. Bună! Eu sunt un bebe mic și drăguț. Aș putea să-i pun și ceva de bucătărit Mirei, nu? Că îi place să stea în bucătărie. Pentru cupcakes. Și au și pe roșu cu reni. Inițial am crezut că cele de ei sunt ceva globulețe transparente, dar de fapt sunt niște bețișoare parfumate. Și ambalajul este superb. Poate fi un cadou de Secret Santa. Aici ce avem? Atât așa, un set cu lumânări și bețișoare. Sunt superbe. Globulețe din hârtie și astea îmi plac, dar nu merg la noi în brad. Și am ajuns la copii, încerc să fiu cât mai focusată. De exemplu, dacă iau un set așa, pot să-l împar pe 1, 2, 3, 4, 5, 6 zile. E o idee, nu? Și să punem așa, separat. Dar nu mă îngrăbesc, mă mai uit un pic. Și setul ăsta e drăguț. Și la fel poate fi împărțit pe 1, 2, 3, să zicem 4, 4 zile. Setul de aici e prea mare. Păpușile astea nu vor intra în calendarul advent. Cred că-l iau pe ăsta, că mă salvează destul de mult. Ideea e că mi-am făcut un buget pentru calendarul advent. Am zis că vreau să încerc să nu depășesc 300 de lei și jucăriile astea sunt deja 110 lei și ar veni 110 împărțit la 6 ca să vedem cam cât ar da pe zi. Dacă punem 300 împărțit la 24, ia, să facem un calcul așa să vedem cât ar veni pe zi. 12,5, 13 lei să zicem. Da, e un preț bun. De acum să și găsesc. Pentru că în principiu cred că așa o să fac. O să iau un set și o să-l împar pe zile. Și asta 110 împărțit la 6, ieșim din buget. Cred că putem să punem chiar 7 dacă e să pun și perile. 110 împărțit la 7. Da, 15 lei. Un pic peste, dar o să aibă în anumite zile ceva mai mic. Hai că e bine, am făcut și calculul repede, să fim organizați. Să nu îi iau hârtie, că am zis că o să facem steluțe din hârtie. Să iau una așa cu argintiu, cred că le iau doar cu argintiu, să iau și cu roșu. Nu, cred că iau doar cu argintiu, dar vreau cu reni. Hai totuși să iau și roșu, că-s drăguți renii ăștia roșii. Iau două ca să încercăm.
Dacă ne e super faine, mai venim și mai luăm. Și înainte de a trece la crafty time, hai să ne uităm și la globulețe. Nu o să cumpăr nimic, pentru că noi încă nu am scos globurile, nu știm exact cum o să ne facem bradul. Mira zice că vrea să aibă brad ca în Home Alone, așa în toate culorile, cum se purta când eram și eu mică. Îmi plac astea de aici. Și aici cu roșu și alb. Eu l-aș face iar roșu cu alb. Astea sunt superbe, cu perluțe în interior. Și dacă tot ziceam de globuri ca în copilărie, ia uitați. Au globuri din sticlă, așa pe alb, sau mai au o variantă pe auriu. Sunt superbe astea din sticlă. Hai să le vedem și pe cele de sus. Tot pe alb și astea. Cred că asta e colecția mea preferată. A, pe roșu. Nu știu ce aș putea să iau de la Crafty Time. Parcă n-aș pune stickere cu Harry Potter. Ce drăguț e caietul de aici. Cămăși Crăciun! Ăsta-l vreau pentru mine. Așa era calendarul advent cu Barbie pe care îl căutam noi, dar nu l-am mai găsit pentru că e de anul trecut și e sold out peste tot. Mi-am abandonat puțin coșul ca să am loc să mă deplasez și să mă desfășor și mergem la accesorii. Așa, ceva accesorii pentru păr. De exemplu, cordeluța asta o să-i placă mult. Dar nu o să intre. Și deși încadrăm un buget. Oh, și asta cât e de cute. Dar nu intră. Nu, trebuie să mă uit după clămuțe. Ah, cred că o să-i placă setul ăsta de brățări. Sau așa. Da, uite, punem o dată așa niște brățări cute. O să fie fericită. Și clămuțele astea. Un set așa cu lănțișor. Hai să ne uităm. Am mai au clămuțe și aici. Am luat 6 seturi. Până acum avem pentru 12 zile. O să schimbăm magazinul. Trebuie să mai căutăm jucării. Trebuie să le balansăm cumva. Să mă uit și la șosete de Crăciun. Nu, că șosetele nu o vor face fericită pe Mira. Am cheltuit până acum 130 de lei pentru calendarul Mirei, cam așa se prezintă punga, și intrăm repede și până la Sinsay, că până acum avem doar pentru 12 zile. Mai avem nevoie pentru încă 12 zile. Dacă nu găsim nimic aici, ne întoarcem la Pepco și luăm ponei. Cred că mi-au și eu un glob așa. Asta e pentru mine și pentru sufletul meu, că mereu mi-am dorit unul. Încă de când eram mică. Am avut ceva de era mai micuț. Nu așa mare. Îl pune lângă brad. Știu că ziceam că nu mă uit pentru mine, dar cismele de ei sunt foarte drăguțe. Și au multe variante pentru ținuta de revelion. Santa's Helper. Îmi place bluza de aici. Aș putea să-i pun o căciulă, dar nu cred că o să fie fericită. Dacă era o căciulă cu pisicuțe, poate găsim ceva cu pisicuțe. O gulere pentru copii. Și pantalon de schi și zăpadă. Albastrul ăsta metalic e foarte funky. Eu sunt fană malete și voiam să vă arăt că au adus malete așa simple la Sinsay. Mi-aș lua și una verde, că verde n-am. Nu am găsit nimic la Sinsay care să meargă și să se potrivească la calendarul advent. Așa că nu mi-am mai luat nici eu globul. L-am lăsat în urmă, că am zis că n-are sens să stau la coadă doar pentru un glob. Și acum am urcat un pic să văd dacă aici mai au ceva cu jucării, dar vă caut doar haine. Putem să coborăm, mergem la DM, vedem ce noroc avem acolo și dacă nu, ne întoarcem la Pepco și finalizăm din Pepco. Încropim noi ceva, găsim. Știu sigur că poneii îi vor plăcea foarte mult pentru că s-au tot învârtit pe lângă ei când am mai intrat în Pepco în urmă cu vreo 2 săptămâni. Și de aceea cred că ar fi o combinație să punem așa niște ponei pe 5 zile și apoi mai avem doar un pic de completat. Oare o bombă de asta colorată intră? Că îi plac Mirei bombele colorate. Calendarul advent de la Catrice. Ne-am găsit aici.
Am primit setul ăsta într-un pachet PR și am început să folosesc șamponul și voi mi-ați spus că masca e foarte bună. Mă gândesc să o iau, să o încerc și eu. Am ținut eu bine minte că și aici găsesc ceva jucării și seturi. Să-și facă brățări. Poate i-a duce Moș Crăciun ceva de genul. E un set foarte interesant ăsta, dar oare cât costă? Sau așa un kit de make-up, un kit pentru unghii și cu tatuaje. Și pot să pun oja pentru o zi și tatuajele pentru altă zi. Poate aș putea să le împar cumva în trei, nu? Să pun într-o zi tatuaj cu oja, în altă zi tot așa două de oja și una de tatuaj. Da, merge. Dacă o împart pe trei zile, ne încadrăm în buget. Să că am mâncat un baton și parcă am bucăți de prune printre dinți. Ne întoarcem la Pepco. Mai trebuie să găsim produse pentru 5 zile și după putem să ne întoarcem acasă și să le împachetăm frumos, să o lăsăm pe Mira să deschidă prima zi. Eu cred că am terminat. Mergem acasă, le aranjăm și dacă mai avem nevoie de ceva, coborâm repede până la Melimelo. Cred că asta e cea mai bună combinație. Cred că am aproximat greșit și jucăriile sunt prea mari pentru poșetuțe, dar imediat vedem ce ne iese. Hai să facem și un mic unboxing cu ocazia asta, le scoatem așa pe rând. Vreau să încep cu primul set. Se uită Taiga. Nu o să bag toată cutia, iubitule, stai puțin să-ți explic care e ideea. O să desfac cutia și o jucărie vine pentru o zi. Nu o să aibă toată cutia pentru o singură zi, că e prea mult pentru un calendar advent. Trebuie să avem grijă unde pitim cartoanele ca să nu le vadă Mira. Momentan, Mira stă la ea în cameră ca să nu audă ce vorbesc, să nu vadă nimic. A zis, mami, cât trebuie să stau aici? Zic, nu știu, mami, vreo 20 de minute, hai, dă-mi 20 de minute că o să mă mișc repede. Și setul ăsta i-a plăcut mult și s-a învârtit pe lângă el. Și uite că mami a ținut minte. Sunt curioasă ce reacție o să aibă. O să-i pun o sirenă în prima zi. Stai să nu tai părul la păpuși. Așa nu-mi place când trebuie să tai bucățile astea de plastic, că tot timpul tai cu teamă. Parcă am impresia că o să tai din păr, o să tai o mână. A, nu! Ce ziceam, îi tai părul. Ah, da, ia, hai, te ocupi tu să le tai. Și până atunci eu mai scot din cutii și le mai pregătesc un pic și apoi eu, după ce le scoatem, le punem pe toate. Până la urmă am luat și setul ăsta. Am zis că o să se poată folosi de aceste jucării micuțe. Ei plac jucăriile cât mai mici și la fel o să punem 2-3 pe zi. Și pentru a completa, am luat și niște ciocolățele Kinder. M-am întrebat-o pe doamna doctor și ne-a spus că ciocolată din când în când are voie. Micuța nu mai mâncase ciocolată de o lună și când a venit ziua să o sun pe doamna doctor, a zis, mami, s-o întreb tu pe doamna doctor dacă am voie un pic de ciocolată, că mi-explodează burtica. Și a zis că nu e nicio problemă, cât timp nu sunt excese, e în regulă. O desfac. Cred că m-am încadrat în buget. La final o să scot bonurile și o să calculez. Că am mai luat una alta și pentru mine, de aceea nu știu să vă zic sigur acum. Dacă am depășit, cred că am depășit cu maxim 20 de lei. Ah, hai că poate le scot ușor. În urmă cu o săptămână, când am fost cu Mira la Pepco, sau chiar mai bine de o săptămână, oricum, ultima dată când am fost la Pepco, aveau și Baby LOL, aveau și Rainbow High. Acum nu mai aveau nimic, doar Barbie și păpușa, nu mai știu, Misty, Mixi, nu știu cum se numește. Și așa m-am ofticat pentru că voia Moș Nicolae să ia Rainbow High, dar n-a fost să fie. Astea sunt două seturi pentru Crafty Time, dar nu o să îi le dau acum, o să le pun bine și o să îi le dau mai târziu. Am luat un puzzle 3D, ăsta o să-l facem împreună ca să decorăm acolo pe lângă brăduț unde am zis noi că ne facem spațiul de joacă.
Am luat așa un set de tocătoare, că nu mai aveam. Acum avem două, unul mai mare, unul mai mic. Să fie hârtie de împachetat, dar noi la fel o să o folosim pentru un proiect do it yourself. Facem steluțe din hârtie, ăsta e planul. Nu știu unde mi-e hârtia de origami, cred că e la Văleni. Toate alea sunt la Văleni și până ajungem noi la Văleni, se face târziu. O să încerc să văd dacă pot să comand de pe EMAG. Știu că într-un an am găsit hârtie de origami cu motive de Crăciun. Am mai luat tot așa pentru pachetarea cadourilor. Mi-a plăcut setul ăsta cu roșu și crem și așa din hârtie. Un căluț care n-o să intre. Nu știu ce mi-am închipuit eu, că pot să-l bag așa cumva, dar acum că văd acest pliculeț, clar n-am nicio șansă să bag căluțul aici. O să-l pun separat pentru o altă dată. Setul pentru manicură. Hai să nu-l desfacem totuși. Hai să vedem dacă ne descurcăm cu ce avem și dacă nu ne descurcăm, apoi pun și setul ăsta. Ăsta e frumos așa cu totul. Parcă îi stric farmecul dacă le pun separat, nu? Și nu cred că o să se bucure prea mult dacă într-o zi găsește o ojă și cu două tatuaje. Hai că vedem la final cu setul ce face. Mai avem o păpușă, tot din seria sirenelor. Și aici la fel avem pentru două zile. Într-o zi avem ursulețul, într-o zi avem păpușa. Și lângă ursuleț o să mai punem ceva, poate un nou Kinder sau o ciocolată. Hai cât de drăguță e. E așa ca o veveriță, de fapt cred că e ursuleția. Și asta intră sigur. Opa, de unde a picat steaua asta? Era aici oare? Avem și o stea. Nu știm exact de unde. Și acum ajungem la lucrurile mărunte. Stați că fac desastru. Să le pun paste pe jos. Facem niște spațiu. Am luat un Puffy Puff de la Pepco. Astea sunt bonurile de care o să avem nevoie. Mi-am luat și niște șervețele umede pentru parchet. Așa, din DM. Niște clămuțe de prințesă. Și mai multe fundițe pentru împachetat și pentru proiecte do it yourself. Niște stickere așa, pentru față. O jucărie pentru pisică, pentru că Mira își dorește foarte mult o pisică. Și deja a început să-și facă lista. I-am zis că putem să încercăm, dar încă nu e 100% hotărât. Dar ea e foarte încântată. Niște clămuțe, brățări. Pe acestea le-ați văzut în magazin. Și mai multe brățări, pentru că își dorea ea ceva cu best friend, să împartă cu o fată de la școală. O altă panglică din Pepco. Și mai multe clămuțe cu unicorn. Și cam atât. Și ultimul bon. Și acum e acum. Hai să găsim prima zi. Unde este 1? 1, 1, 1. Era aici undeva sus? Voi îl vedeți? Eu nu-l văd. 1, 1. Pentru prima zi o să-i pun ceva mai mare. Să-i pun pe ea sau să-i pun pe sirenă? Hai să pun o sirenă. O să se bucure de sirenă. O să se bucure de toate, sincer. A, nu! Nu cred că încape. Dacă o bag așa, cumva? Aolo, stai să vedeți ce am făcut. Cred că n-am făcut nimic bine. Bag. A? Cum o bag? Iese coada. Nu e bine. N-am cum să desfac coada de aici și după aia să-i o pun la loc. Mie că dacă trag o stric. Iese coada. Nu e bine.
lipsesc două, iubitule. Știi ce mi-a zis Mira? Mi-a zis, mami, să nu pui din jucăriile pe care le am deja. Nu știu ce s-a gândit ea, că o să reciclez. O să încerc să găsesc jucării care nu s-au mai jucat și a uitat de ele să le pun aici. Taiga zice să încerc să văd dacă și-ar da seama. Nu fac de asta. Cum să fac de asta? Nu avem zile fără. Ții tu minte că în ziua 18 am pus doar o ciocolată? Și dacă las așa? Când stric surpriza, nu? Și nu, mai am un cal, dar calul nu încape. Taiga salvează situația, ne dă două figurine Lego pe Kevin, pentru că ne-am uitat la Home Alone și Mira a creat o obsesie pentru filmul ăsta. O să punem așa, că nu mai avem. Și mie că o să uităm, o să țin minte și o să completez, o să schimb, dar pentru orice eventualitate, în caz că uităm. I-am rupt capul, dar e ok. Lasă-l așa. Gata, hai să... Opa! Hai să mergem să punem calendarul advent și apoi să o punem pe Mira să iasă din cameră ca să desfacă prima poșetuță. Vrei să mă ajuți? Hai să le dăm jos pe doamnele de aici. Problema e că Mira nu o să ajungă. Dar dacă îi pun un scăunel, că tot îi place ei să se cațere. Ia, iubitule, ca să nu fac vreo prostie. Și am calculat. Am cheltuit 227 de lei. Ah, hai că e bine. Nu e așa? Se vede drăguț aici lângă brad? Și avem taburetele ăla verde. Se poate cățăra pe el ca să ajungă. Și o mai ajut și eu. O luăm în brațe. Hai să le întoarcem pe toate, să vadă zilele. E, ușor, ușor ne facem și ei spațiul de Crăciun. Am zis că în următoarele zile o să ne ocupăm mai intens de decorat. E, trebuie să le mai întoarcă și ea ca să vad. Trebuie să le pun așa cât de cât. Iubita! Poți să vii? Poți? Hai, poți! Unde-i calendarul? Unde-i calendarul, Advent? Ia uite-te! Acolo! Ce-i acolo? Ce-i acolo? Ce-i asta? E tare, a crezut că e moale. E ceva tare? Poți să trebuie să te iau în brațe? Ce-a ficat acolo, mami? Ce-a ficat? Ce drăguț! Ai o sirenă! Da, cred că știu din ce e. Din ce e? Nu mai știu, cred că, nu știu, sunt niște animale om. Am avut una în kinder. Ai avut una în kinder? Cum a intrat o păpușă acolo? Cum a intrat o păpușă? Cu greu, să știi că a intrat păpușă acolo. Cu foarte greu a intrat. Diseară putem să facem baie cu ea? Da, putem să facem baie cu ea diseară. Adică nu diseară, adică putem să ne jucăm în apă un pic acum? Acum vrei să jucăm adică în apă? O bași direct în apă? Și numărul 2 unde e? Aici, nu? Acolo, da. Da. Unde crezi că e altă sirenă? Cred că a fost pachet. Că am mai văzut asta. Ai mai văzut asta și crezi că a fost pachet de sirene? Da. Și crezi că sunt mai sirene? Da, că am văzut la Toy Story. Că era un pachet aminte? Cu sirena asta. Îți aduci tu aminte, exact? Nu cred că are corona, nu mai știu. Nu mai știu. Dar să vezi. Poate mai e, poate nu mai e. Dar din codiță. Da, dar ea avea și pet. Avea și pet? Adică avea pet. Adică avea pet, fox pet. Că de-aia arată ca un fox. Nu? Nu știu. Da. Ce înseamnă asta? Fox. Da, dar ce înseamnă? Înseamnă că o să ai o vulpiță mai încolo? Da. Poate? Poate. Dar mama, unde-i trei? Dar nu-l desfac. Dar să văd unde-i trei. Hai, găsește treiul ca să știi mâine. De ce a făcut ting-ting? Nu știu, a făcut ceva ting-ting? Da. Nu știu. Asta chiar nu o să ghicesc. Nu o să ghicesc foarte bine. De bine. Oh, da. It's the last day. You put something special on the last day. Maybe. No? Da. It's only Christmas, I guess. Trei. Ceva mic, mi se pare. Nu pune mâna. Ca să-ți dai seama. Nu-mi dai seama. Nu-mi dau seama. Ceva mic, asta nu-mi dau seama. Atât.
Yay, îmi place sirena. Nu mă așteptam să o pui așa. La început am crezut că e doar folie sau ceva. Ce-ai crezut că e? Dar folie am crezut că e de la început. Când ai văzut așa portocaliu, ce ai zis tu? Că era folie. Folie de? Împachetat. Și după când am atins, atunci am realizat că era tare. Și după când am scos codița, am realizat că era o sirenă. Îmi place. Mă bucur. Una, 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 una. Ne vedem data viitoare cu un nou vlog. Mua!